Ramona și bun venit. Și ochi frumoși ai, Nicoleta. Mulțumesc. Acum îi vedem la lumina asta. Da. Ramona, bun venit la noi. Bine v-am găsit. Focșani, Nicoleta, da? Da. Ce faci? Cu ce te ocupi? Resurse umane. Resurse umane. Ai terminat ce pentru asta? Facultatea de Comunicare și Relații Publice. SNSPA-ul ăla, da. Celebrul da. SNSPA. Da, 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 da. Și resurse umane într-o multinațională, mă da. Gândesc. Da, da. Mă uit pe cartea ta de vizită, zice că citești 48 de legi pentru a reuși în viață. Da. Asta citești, da? Da. Zi-mi una din ele. A, bine, e o carte mai mult așa... Motivațională, da, nu? Da, da. Dar zi da, una, da. Zi-mi o lege de... Să te împrietenești mai mult cu dușmanii a? Decât cu prietenii. Da, adică țineți dușmanii aproape și... Zica la aceea. Păi și dacă ăla nu vrea. Ei. Da, nu, totul e de psihic, de... Crezi în astea? Am văzut că... Ai văzut, Gabi, da. Cătălin, e o isterie cu toate, cu conferințe motivaționale, cu cărți motivaționale. Da, da. Zău, dar ajută, ajută în viață. Zici, da? Da. Îi dau bătaie. Încep? Știi regulamentul? Da. Știi, Ștefane? Sper. 100 de lei fiecare literă? A? Tu râzi de cine? Râzi de noi sau... E frumos, zâmbesc așa. Stai să te văd aici, Ștefane. 100 de lei fiecare literă, Mariana, Gabi, Cătălin. Când nu știi cuvântul, ceri o literă, o literă te costă, câștigă cel care adună cele mai multe cuvinte descifrate. 4 litere, da? 4 litere fac un cuvânt, verb la infinitiv. A pune explozibil pentru demolare controlată. Literă? Când pregătești pentru detonare, adică a... Mina? Ei, dar nu știi regulamentul. Oh. Nu-l știi. Nu, nu-l știi, așa-i? Trebuie deci să apeși. Trebuie să apeși și apeși. Apoi să zici cuvântul, da. Dar vezi că 3 secundele de rup acum. Apas, 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 odată. Amina. Nic. Da. Deci. Dar eu te-am întrebat. Apăs și apeși, spui cuvântul. Când apeși, nu mai poți să ceri litere. Da? E despre cum îți controlezi mintea, despre emoțiile, cum da. Îți controlezi reflexele. Bun. 20 de secunde, 300 de lei. Nicoleta. Școli de felul celor care cizelează talentul. Știi? Cizelează, adică îl modelează, îl șlefuiește. Literă? Școlile astea sunt școli de care? Unde... Literă? Talentul, să zicem, cânți la pian, știi? Și te duci la o școală de care? Școală ca să-ți cizeleze talentul. Școală... Arte. Păi nu. Păi nu. Școlile de... L-ai prins, Gabi? L-ai prins, Ștefane? După 2 litere. După 2? Bun. 500 de lei. 5 litere. Ești căsătorită, Nico? Nu. Cât ai zis că ai? 32. 32. O relație, nu? În viitor, pentru Nicoleta, a alăpta un bebeluș. Literă? Ce face bebeluș când îl alăptezi? Literă? Când îl alăptezi, îl a? Al hrăni. Îl hrănești. Perfect. Bun. Nico. Tot 5 litere, tot 500 de lei. Ai 800 adunați până acum. Care e și ultimul și cel din urmă? Literă? Adjectiv ăsta. Auzi, a rămas mult în spate. E, adică bă, e în spate de tot. Codaș? Trei minute mai avem. A trecut un minut deja. Mă zici că ești la biserică aceasta. Te văd așa încordată toate. Poker face. 6 litere. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte frontale, îmbrăcăminte frontale de tablă a unui sistem tehnic pe roți. Băbește ea definiția. Te las un pic să o gândești. E... acoperișul ăla pliabil la toate autovehicule. Dar îți dau o literă mai bine. Literă? Hai, o literă. Ai mașină? Nu. Nu conduci.
Nicolet, îți mai dau o literă? Da. Hai încă una. Literă. Ești în mașină, nu conduci, dar ești în dreapta, da? Te da. Uiți la mașină, da? Da. Vezi botul? Da. Botul mașinii. Da. Mă, are în față un capac. Capotă? Capota e. Cine a luat capot? L-ai luat, Gabi? Nu. L-ai luat, Cătălin? Aici, da. L-ai luat cuvântul? L-ai luat. Bravo. Da, capotă. Hai că putem. Energie. E o interjecție asta. Un fel de interjecție așa. E o scuză quiz franțuzesc. Literă? Pardon? Ce ai zis? Ce ai spus că n-am auzit? Ai zis literă, da. Îți mai dau o literă? Da. Literă. Nu ești atentă la ce îți spun. Taci, Gabi, nu știu. Da. Vino un pic, Gabi, te rog. Vino un pic. Fii atent. Deci, gândește-te la... gândește-te la... Pardon că n-am să te lovesc. Fii atentă. Uite aici. El e, da? Da. Deci, scuză, quiz, franțuzesc. M-a lovit, a trecut pe mine. Te-am lovit. Pardon. De două ori am spus pardon până acum. Mulțumesc. Și au trecut secundele. N-am zis pardon, am nu? Asta am vrut să-i zic că m-a lovit, a zis ceva. Stai. Aici este pardon. Stai dincolo, stai la locul tău, măi, Gabi. Of, 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 pardon. Avem un minut și 32 de secunde. Nu-mi place timpul. Îmi plac banii, 2000 adunați. Timpul. Hai că ne descurcăm. Nico. Balonașe de ploaie pe caldarâm. Știi ce înseamnă caldarâm? Ceva turcesc. Trebuie să fie ce... Știi ce e caldarâmul, Gabi? N-aș putea. Asfalt. Știi ce e caldarâmul, Cătălin? Pe asfalt. Caldarâmul pe trotuar, pe caldarâm, pe... Lasă, bun, hai să o zicem așa. Clăbuș de spumă. Îți dau o literă! Literă. Hai o literă! Îți mai dau bule, o literă! Literă! Ai o literă! Bășiși de apă și de săpun, le zice într-un fel, Doamne iartă-mă! Literă! Bășicile alea de apă, de săpun, face râu care fierbe, face... Clăbuci, cum? Dar nu... Mai îți dau o literă! Timpul! 300 de lei! Bulbuci. Bulbuci, Nicoleta. Când plouă pe caldarâm, da? Știi, se fac bulbuce. Da. Acum timpul chiar s-a dus. Da. Mai avem 33 de secunde. Nico. Câți ani ai? 32. Împliniți? Da. Împliniți. Da. În ce lună ești născută? În aprilie. A atinge o anumită vârstă. Literă? 32 împliniți, nu? Împlini? Nico. Reptilă mimetică din regiunile tropicale. Auzi, nu e mult de gândit, că asta e chiar o știi, dar știi despre ce reptile vorbesc? Mimetică, adică fii atent. Dacă o pui pe masa asta, se face albă. Fii atentă la timp. Timpul, oprește-l! Auzi? Reptilă. Dacă o pui pe masa asta, se face albă. Dacă o pui pe buton, se face roșie. Se face roșie, dar e mimetică. Îi zice într-un fel. Cum? Cameleon. O secundă. Eu încep să citesc, tu ceri o literă, okay. Cele o literă, okay. Una măcar, știi? Ca să putem să luăm ceva din cuvântul următor. Fii atentă, Nico. A cărui... Literă. A cărui existență este plauzibilă. Plauzibilă adică verosimilă, adică corespunde cu realitatea, uite dacă vrei, care poate, e adevărată. Poți să-i dai crezare. Când îi dai crezare, cum e?
ăla în care crezi. Credibil? Bravo!